Bună ziua! Ne auzim? Bună ziua, vă auzim! Bună ziua! Trecem așadar la cea de-a doua conferință științifică a zilei de astăzi. Repet, astăzi, 24 noiembrie, am dedicat aceste zile proteinelor alternative și sustenabilității. Și a doua conferință științifică de astăzi va fi susținută de domnul Roman Cudag, co-founder Spinoa Group, cu titlul Spirulina artizanală, o oportunitate pentru România după succesul francez. Domnule Cudag, mă auziți? Bună ziua! Da, mă auziți și voi? Da, eu vă aud. Ok. Puteți începe prezentarea dumneavoastră? Bine, bună ziua! În primul rând, câteva cuvinte despre mine. Aș vrea să... Da. Aici, deci, mă numesc Romain Couder, sunt un francez care locuiește în România de aproape 10 ani și am deschis firma Spinoa acum 3 ani. Facem o data consultanță pentru cultivare de spirulina artizanală și, de altă parte, avem o gamă de produse bazate pe spirulina artizanală pe care le comercializăm pe site-ul spinoa.ro. Astăzi vom prezenta o spirulina artizanală, care chiar dacă a apărut recent, este cultivată de deja peste 200 de producători în Franța. Și așa arată. Poate ați, dacă știți spirulina, e probabil că o știți ca sub formă de pulbere sau pastile, dar există o altă variantă, care nu este industrială, este spirulina artizanală și așa arată, ca sub formă de fulge. Și diferența este că este plăcut la gust, este de, se poate folosi ca un ingredient alimentar, un pic ca un condiment care se preseară peste mâncare. Doua diferență este că este de mai înaltă calitate, fiind uscat sub 42 de grade, are un profil nutrițional ridicat și gustul este mai plăcut, cum am zis mai devreme. Și a treia este că este o cultură sustenabilă, care necesită foarte puține resurse. Noi răspundem practic la două provocări. De pe o parte, provocare despre sănătate, care lipsește de obicei micronutrienți, și a doua parte, care este subiectul zilei, este faptul că o să avem nevoie de multe resurse pentru a subveni nevoile populației de obicei, deci, pentru proteine. Și cum răspundem la provocarea asta? Cu acest superfood, superaliment, care conține 60% de proteine, este alimentul cel mai bogat de pe planeta în proteine, dar pe lângă proteine are și calciu, fier, magneziu, vitamina E și beta-carotene în cantitate foarte ridicată. Și în același timp, acest ingredient necesită, în comparație cu celelalte tipuri de proteine, necesită mult mai puțin resurse, anume apa, teren arabil și consumă foarte puțin, emite foarte puțin combustibil fosil. Dar cum se cultivează această spirulina și de unde vine? Poate știți deja că este o microalgă care se găsește în regiunile subtropicale, dar s-a găsit și în Franța. Există în sudul Franței, în Camargue, o cultură de spirulina nativă de acolo. Și am discutat cu Institutul de Cercetare din Galați, care a găsit și el în Delta Dunării o tulpină de spirulina. Deci există și în România. Practic, spirulina a apărut în India și în lacul Chad din Africa, dar s-a călătorit cu flamingo aproape peste tot în lume și acum se regăsește pe cele 5 continente. Parametrile de creștere sunt o temperatură ridicată între 20 de grade și 38. Spirulina se înmulțește, are nevoie de lumină, de un pH foarte ridicat, aproape 10, un flux continu, pentru că să nu se aglomereze, spirulina are nevoie să se miște în continuu,
și de o densitate anume care pentru cultura să se dezvolte trebuie să fie destul de densă. Noi avem acest tip de program, acest tip de cultură subsolar, une bazine, une niaz subtilă de aproape 40 de centimetri. Cultura este în jur de înălțime este 20 de centimetri ca să prindă lumina și să nu fie că este prea adânc, bazinul nu permite spirulina să aibă acces la lumina. Este un bazin subtire care este în continuare în mișcare și biomasa se dublează în fiecare 2 sau 5 zile. Este unul dintre organismul viu care este cel mai rapid să se înmulțește. Avantajul de acest tip de cultură este că eficiența energetică este foarte ridicată, pentru că practic folosește foarte puține resurse electrice ca să se dezvolte și există un cost foarte mic de investiție și de operare, în comparație cu culturile de spirulina industrială care sunt făcute uneori în fotobioreactor. Sunt sisteme care sunt tuburi de sticlă care permite să aibă mai multă lumină, dar au un cost de operare și de investiție destul de ridicat. A doua parte, după ce a crescut spirulina, este să strecurăm acest lichid verde și să obținem o pastă de spirulina proaspătă care va fi extrudată în filament și apoi dezhidratat într-un dezhidratator la o temperatură jos, sub 40 de grade, ca să ajungem în formă finală de fulge, cum am arătat la început. Acest pas este cheie pentru spirulina ca să păstreze un profil nutrițional bun. Aș vrea să vă arăt acum un exemplu de ce se face în Franța. Cum am zis la început, sunt peste 200 de producători. 150 din ele sunt organizați sub o federație, Federația franceză de spirulinieri din Franța, și care a fost creată în 2009, e foarte recent, dar care a crescut de atunci până acum de plus 15% pe an. Înseamnă că da, plus 15% de producători se instalează în Franța, este o filieră care se dezvoltă foarte repede. Federația asigură instruire și un suport tehnic pentru fiecare producător care împărtesc cele mai bune practice despre cum se cultivează spirulina sub climatul nostru și este distribuit în general sub formă de lanț scurt, une lance courte. Deci, în cel mai mult caz, sunt distribuit pe plan local. Și aș vrea să vă arăt acum care sunt cele 2 criteriile cele mai importante pentru creșterea de spirulina, anume temperatura și lumina, și cum regăsim aceste criterii în perioadele cele mai importante pentru creștere. De știut, spirulina se cultivează doar din luna aprilie până în octombrie, și trebuie o temperatură anume ridicată în lunile iunie, iulie și august. Și pe harta asta vedem că, dacă vă amintiți, pe partea de producători în Franța sunt localizați cel mai mult în sud, în regiunea de sud din Franța. Și dacă ne uităm la harta asta, vedem că porțiunea în portocaliu și portocaliu închis este cea mai bună și potrivită zona pentru producători. În România am făcut un studiu să vedem unde am putea să creștem spirulina și vedem că pe tot partea sub Carpat, în zona portocaliu și portocaliu închis, este un mediu, din punct de vedere de temperatură, foarte potrivit pentru cultivare de spirulina. A doua criteriu... Da. A doua criteriu este lumina. Trebuie un rat de lumina de soare, al soarelui, care este ridicat și vedem la fel pentru
partea de studiul franței și se regăsește sub regiunea de subcarpat și avem și zona asta de pe lângă Timișoara Arad, o zonă mică în care se găsește și un mediu potrivit și partea din est lângă Galați. Deci așa arată că spirulina se poate cultiva și chiar avea un făcut un prototip de cultură în roșiori de vedere, unde am reușit să creștem a doua, pentru 2 ani consecutivi spirulina și avem un rat de producție destul de bun. Dar practic cum se face? Vă vom prezenta acum care este ce necesită la un bazin mic, ca să vedeți mai bine cum se construiește un bazin. Bazinul acum este făcut din lemn, este adaunat, trebuie să fie etanche și deci ne trebuie o prelată și este umplut cu nutrients și cu o cultură de starter, un starter care conține deja o cultură viu de spirulina, care se va înmulți după ce am adăugat nutrienți și apa. În producție mai mare, comercială, vedem că bazinele arată foarte similar cu ce am arătat mai devreme, doar că sunt jos pe pământ și le trebuie un mod de a asigura un flux continuu. Sunt două posibilități. Una este să fie un motor cu o roată, cu un motor care asigură un val și o mișcare continuă, ori avem niște pompe care poate asigura acest flux continuu. Și după ce s-a înmulțit, recoltăm într-o tablă de recoltare, apoi se presează această pastă care a fost recoltată, se presează ca să scoatem toată apa din spirulina, d'apoi se extrudeze, pasta se pune într-un extrudator care face niște filament mici și ultima fază este uscare într-un dezidratator. Noi la Spinoa avem parte de, cum ziceam la început, de consultanță. Putem să facem concept pentru această fermă, fiind familială sau comercială, o investiție medie pentru ATP o afacere ar fi în jur de 65.000 de euro pentru o suprafață de 400 de metri pătrați. Această suprafață poate produce 400 de kilograme de spirulina pe an. Prețul care se vinde acum în România este de 100 de euro pe kilogram. Deci această fermă mică de 400 de metri pătrați poate asigura un chiffre d'affaires potențial de 40.000 de euro pentru primul an de activitate. Dar ce rezultă? Această fermă poate produce direct niște fulgi de spirulina, cum am arătat la început, niște fulgi verzi care se poate adăuga destul de ușor în mâncare. Noi ce am făcut cu Spinoa, partea comercială de firma, este să mixăm spirulina ori cu alte superalimente, ori cu semințe, pentru a îl face mai ușor de folosit în mâncare de zi cu zi. Deci avem produse care combină ori spirulina cu alte pulbere de superaliment care se poate amesteca în iaurt sau în suc de dimineață, ori niște mix de amestec de semințe care se pot combina destul de bine în supă, salată sau peste mâncare, orez, paste. Iar o altă posibilitate este să fie inclus în gustări, un gustări care se numesc gustări funcționale, sănătos, care... Noi avem 2 exemple acum, una ciocolată care include 3 grame de spirulina, ciocolată negră, ori un baton care este compus de fructe, nuci și spirulina. Deci aceste gusturi au practic 3 grame de spirulina care ar fi doză zilnică recomandată pentru consumul de un adult.
Toate informațiile astea le puteți regăsi pe site-ul nostru, spinoa.ro, și avem și o parte de, cum ziceam la început, de consultanță, în care putem ajuta ori producător la nivel familial, care vor să cultive spirulina acasă, ori producător care au o ambiție comercială și care vor produce în România, în regiunile care sunt potrivite, acest superaliment și care putem să și asigurăm partea de comercializare. Da, și căutăm parteneri acum pentru partea de analiză a produsului în România, care ar putea să ne ajute cu verificare de care sunt nutriențe care sunt prezente în spirulina și cum va fi rezultate final la nivel de calitativ, nivel de produs, de profil nutrițional. Mulțumesc sunt aici dacă aveți orice întrebare, putem să discutăm ori acum, ori mai târziu. Mulțumim frumos pentru prezentare. Dacă sunt întrebări, vă rog să le adresați acum. Atunci când ați spus că aveți nevoie de un partener pentru a identifica nutrienții, vă referați la un laborator de analiză sau vă referați la un laborator de cercetare, să spunem, din cadrul unei universități cu profil alimentar, unei facultăți cu profil alimentar? Adică cât de profundă trebuie să fie această analiză? În primul rând, vrem să analizăm calitatea produsului din punct de vedere nutrițional, să vedem care este ratul de proteine, ratul de cele mai importante micronutrienți care sunt fier, magneziu, calciu, beta-carotene, să identificăm care este profilul nutrițional. Și al doilea ar fi toate analizele legate de microbiologie. Poate un partener mai instituțional. O să vorbesc, eu văd aici în listă reprezentanți și ai facultății de la Galați, de Știința și Inginerie Alimentelor, văd și de la Cluj. Ambele facultăți sunt parteneri ai evenimentului nostru. Nu o găsesc aici pe doamna Bahrim și nici pe domnul Vodnar, dar voi trimite prezentarea noastră, dacă vreți să-mi trimiteți această prezentare și pe mail, să o pot trimite. Vă rugăm frumos să închideți microfoanele. Da. Nu știu cum. Este, da, pentru Galați am uitat să vorbesc despre proiectele care sunt deja în curs de desfășurare. Avem un parteneriat cu Institutul de Cercetare de Acvacultură din Galați, care dorește să implementeze o cultură de spirulina și alte microalge, pentru că climatul și condițiile de creștere acolo sunt destul de bune și au deja experiența în tot domeniul acvacultură. Și vom avea invitor pentru anul 2022, o să scriem proiectul și va fi implementat în 2023. Ei n-au posibilitatea să vă facă aceste analize? Nu cred că au posibilitate pe partea de analiză, e mai mult pentru partea de cercetare și de creștere. Am înțeles. Două bazine de cultură cu mai multe tulpini în același timp. Vom avea și niște fotobioreactoare
Dar, nous, din sticla, cum se face de obicei, dar într-un mod vertical, care este o metodă inovatoare de cultivare, care e mult mai flexibil, pentru că nu necesită o suprafață de 400 de metri pătrați, de exemplu, poate fi implementat chiar în oraș, sau în peste clădire, de exemplu. Deci avem pentru acest proiect o parte de cercetare, de producție și de dezvoltare a inovației cu biofațade, care asigură și ei, într-un mod mai urban, o dată producție de spirulina și poate să preia dioxid de carbon din atmosferă și să produce oxigen. Deci ar fi cele două obiective pentru acest proiect. Am înțeles. Oricum, aștept pe mail prezentarea dumneavoastră și o voi vorbi despre așa atât cu doamna Bahrim, cât și cu domnul profesor Dan Vodnar. Da. Voiam să vă întreb dacă aveți niște date referitoare la volumul de vânzări sau la tendințele de consum, atât la nivel european, cât și în România. Da. Da, pot să vă spun despre Franța, pentru că avem cele mai multe date sigure de acolo și se poate interpreta și pentru restul țării. Se consumă aproape 500 de tone în Franța pe an, din care 90% este importată din Asia, în majoritate. Și 10%, doar 10% este produs din aceste 200 de producători francezi. Deci, și asta este motivul pentru care spirulina, producători de spirulina francezi sunt în creștere, pentru că doar 10% din consumție este asigurat din producția proprie din Franța. Este un loc destul de mare pentru producători să se dezvolte și să aducă un produs de calitate. Deci, practic, toți producătorii din Franța, cei 200, concentrați mai mult acolo în sud, nu acoperă decât 10% din consumul de spirulină la nivelul țării. Nivel național, da, exact. Doar 10%. Restul este spirulina care este consumat sub formă de pulbere sau pastile și o parte în cosmetice sau pentru producția, pentru animale. Deci o mare parte din... Da. Avantajul acestui tip de spirulină prezentat de dumneavoastră constă în cultura de tip artizanal. Da. Sunt mai multe avantaje. Unul este la nivel de profil nutrițional, care este mult mai ridicat, pentru că fiind uscat sub o temperatură mai jos, câteva vitamine și proteine vor scade dacă sunt uscat la o temperatură mai înaltă. Și profilul nutrițional cel mai calitativ se regăsește când este uscat sub 42 de grade. Al doilea avantaj ar fi, din punct de vedere gustativ, devine un aliment care este chiar apreciat de consumator. Noi vindem deja de 2 ani și ceva în România. Avem o comunitate de clienți care sunt destul de fericiți. Avem pe rețele sociale tot fel de rețete care sunt imaginați și cu acest ingredient nou, colaborăm și cu restaurante care adaug în meniul lor peste supă sau ca să fie un adaus de micronutrienți și proteine bazate pe plante. Și al treilea este din punct de vedere ecologic, necesită foarte multe resurse ca să fie crescute. Sub solar, asigură o temperatură destul de înaltă,
din aprilie până în octombrie, chiar anul ăsta am reușit să cultivăm chiar până în noiembrie, pentru că a fost vraiment mai bună. Dar și acest mod de cultivare presupune puțin resurse și pentru viitor este un argument destul de important, pentru că consumul de emisie de dioxid de carbone este foarte scăzut în comparație cu toate celelalte alimente, în afară de insecte, care au și ei un consum foarte scăzut. Poate o că veți să vedeți cum se cultiva și un video care poate fi interesant. Vă rog. Da, ok. Nu știu dacă mai vedeți acest Văd, document. Văd. Ok. Eu cel puțin îl văd. Aceasta să fie ultima parte. Mai practică. Așa arată spirulina la microscop. Este în formă de spirală și pentru asta se numește spirulina. Bazinele da, sunt sola, cu o înălțime de 20 de centimetri. Această roată este o roată cu motor care asigură fluxul continuu. Și apoi, deci, cultura se dezvoltă destul de repede. Se dublează biomasă într-o zi sau două maxim. Și vom prezenta procesul de recoltare. Aici este partea de filtrare, care deci heroina intră, este filtrat cu un filtru de 20 de microane care asigură apa să se ducă și să rămânem cu pasta de spirulina. Pe lângă asta avem apoi al doilea după ce a fost recoltat spirulina, avem partea de extrudare, de după ce am adăunat toată pasta, se presează ca să scoatem toată apa din spirulina și apoi trece la partea de extrudare. Este o mașină care este destul de asemănătoare cu ce se folosește pentru carne, ca să facem, sau pentru paste, ca să facem spaghetti. Și apoi este pus pe o camera care este făcută pentru a usca, deci care asigură un flux continuu de aer cald. Și se, da, fiind pus ca finamente, se usucă destul de repede, într-un mod eficient, ca să poate fi conservat. De știut este că spirulina proaspătă se poate consuma așa, sub formă proaspătă, dar problema este că nu se poate conserva mai mult de 4 sau 5 zile. Deci trebuie comercializată destul de rapid și este o constrângere destul de mare. Dar după ce este uscată, spirulina se poate până la 5 ani fără problema dacă este ținut într-un mediu uscat și închis. Profilul nutrițional se prezervă destul de bine. Este un aliment care este consumat de sute de ani în Africa, de popor. Avem ne putem raporta la ce înseamnă pentru sănătate, pentru poporul care au consumat aceste microalgă de sute de ani și care au avut un rat de proteine care a fost demonstrat în Africa. Pentru poporul ăsta, un rat de proteine destul de ridicat. Pe lângă asta, a fost folosit de NASA în spațiu pentru misiunele spațiale, pentru astronauti, și Națiunile Unite au recomandat spirulina ca alimentul viitorului cel mai potrivit pentru specia umană, pentru oamenii.
Văd aici în chat o întrebare din partea domnului Constantin Muraru, dacă cunoașteți, dacă în România sau la nivelul Uniunii Europene există subvenții pentru cultivarea de spirulină? Da, da, la nivel european, într-adevăr, există subvenții care asigură 50% din, din investiție inițială sous forme de subvenții europene. În Franța, o mare parte din producători sunt deja folosesc aceste subvenții. Noi am vorbit cu ANPA, care este organismul din România pentru aquacultură, și suntem în curs de discuție pentru a deschide o linie pentru a beneficia și în România de acest program legat de Uniunea Europeană. Domnule Muraru, ați auzit răspunsul sau este nevoie să-l scriu în chat să rămână? E foarte clar, mulțumim foarte frumos încă o dată pentru interesant. Okay. Probabil este un aspect util și pentru cei care doresc să deschidă o asemenea afacere și în România. Cu siguranță, da. Ok, alte întrebări dacă mai sunt, vă rog frumos, legate de acest subiect. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Apreciez conținutul și prezentarea dumneavoastră ca fiind foarte utile în contextul temei de astăzi de la InnovAliment, principal obiectiv al târgului fiind de acela de a identifica proiecte de cercetare privind sau produse aflate într-un stadiu incipient, care pot schimba și pot contribui eficient la o sănătate în viitor prin alimente. Vă mulțumesc tare mult. Dacă mai sunt întrebări, le puteți nota în chat și noi le vom da. Forul noastră puteți rămâne de asemenea conectat pe parcursul întregii zile și verifica secțiunea de chat. Vreau să vă amintesc de conferința de la ora 14, tot pe tema proteinelor alternative, respectiv ale celor obținute din insecte de această dată, atât ca sursă de hrană, cât și ca beneficii pentru sănătate. Până atunci vom continua să ascultăm prezentările aplicanților la InnovAliment, care vor începe după ora 12, dar, repet, dacă cumva sunteți conectați deja și vreți să prezentați lucrarea, o puteți face. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc foarte mult și noastră, domnule Codar! Mulțumesc și eu pentru invitație. Dar voiam să... Am văzut că m-a apărut încă o întrebare ce părerea aveți despre alimentele funcționale. Da, vă rog. Cred că este destul de important din punct de vedere nutrițional să putem accesa la acest tip de alimente, pentru că dieta a fost mai multe studii care arată că dieta și în Europa nu lipsesc destul de mult ce se numește micronutrienți, anume vitamine și minerale. Și sunt câteva alimente, cum este spirulina, dar și multe alte superalimente care au un conținut ridicat în micronutrienți, anume fier, calciu, magneziu, și care poate îmbunătăți dieta alimentară destul de ușor. Vreau să adaug doar o chestie, este că dacă sunteți curios de cum care este gustul spirulinei, spirulina artizanală, avem vă așteptăm pe site-ul spinoa.ro, unde puteți găsi, este firma românescă și care distribuie tot fel de alimente care poate îmbunătăți dieta alimentară. Mulțumesc pentru
invitație și timpul acordat.